Bun găsit, oameni buni! Astăzi, la Viața la Țară, am poposit în comuna Râncu Salvei. Este pentru prima oară când mă aflu aici, doar ce ne-am oprit vreo 20 de minute pe marginea drumului să văd cum arată această zonă. Este o localitate de munte. Îmi place, nu cunosc pe nimeni, dar de-abia aștept să-i cunosc pe oamenii de aici, să văd ce oferă și cum sunt ei în momentul în care le intri în gospodărie. Micuța localitate în care am poposit are o istorie de peste 450 de ani. Străbătută la picior, nu dă impresia că ar fi îmbătrânit. Gospodării îngrijite, case cochete, care mai păstrează încă vechea arhitectură. Localnicii au reușit să nu părăsească dealurile care străjuiesc drumul județean și să continue munca străbunilor, în special creșterea animalelor. Cei aproximativ 1200 de locuitori și-au făurit una dintre cele mai frumoase comune din zonă, cu drumuri asfaltate, bibliotecă, cămin cultural și, cele mai importante, grădinița și școala, pentru cei care vor asigura peste timp viitorul acestei localități. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, bine ați venit în comuna noastră. Bine v-am găsit, bine v-am găsit, foarte frumos. Am întârziat un pic, vreo 20 de minute, din cauza că ne-am oprit pe drum să vedem cum arată această zonă în care eu n-am mai fost. Foarte drăguț, era să spun satul, dar este comună. Da, da, comuna este din anul 2005. Am înțeles că a redevenit comună fost sat, al care aparținea de comuna Salva. Da, și iar în 2002 am făcut referendum pentru reînființarea de comună, unde am trecut cu bine, iar în 2005 am primit statutul de comună. Domnule primar, cu ce se ocupă oamenii prin zonă? Este o comună de munte. Da, comună de munte, în general cu creșterea animalelor, cu, mai precis, a oilor în prim plan. Oilor și vitelor, vacilor, cum se spune la noi. Mai sunt care sunt și angajați la diverse firme de construcții. În general, la noi sunt oamenii gospodari, datorită faptului că ne-a ajutat, pot să spun că nu a fost colectiv. Și oamenii și fiecare au fost proprietari și au cultivat pământul ca să poată să-și câștige existența, întrucât pe timpul Ceaușescu a fost destul de greu și atunci fiecare palmă de pământ a fost cultivată. E așa cum la noi se cultivă pământul, deci unde sunt, da, puțin este agricol, dar se cultivă cartofi, mă rog, strictul necesar, dar în principal s-au lansat pe creșterea ovinilor, iar vara pleacă în pastorală, pleacă mai multe lucruri, pentru că nu avem pășune suficientă, că avem aproape de 7.000 de oi pe raza comunii, iar suprafața noastră este mică și se duc în anumite comuni, Lechin, Zazagra, Nimicea, peste tot se împrăștie ca să poată supraviețui pe timp de vară, iar pe timp de iarnă să reîntorc la noi în comună. Una din cele mai importante atracții din Râncu Salvei este Biserica din Lemn, construită în anul 1757. Structura arhitectonică rămâne înscrisă în seria bisericilor din lemn de pe Valea Someșului Mare, realizate și îmbinate exclusiv prin tehnici tradiționale. Vechiul locaș de cult greco-catolic are un clopot turnat la 1596, care poartă inscripția latinească Spes mea est Christus, speranța mea este Hristos. Doamne, ce frumos e! Bună ziua, părinte! Bine ați venit! Vă mulțumesc că ne-ați primit! Cu dragă inimă, Dumnezeu să o binecuvintează! Din punctul meu de vedere, bisericuțele din lemn reprezintă una dintre comorile acestui neam. Și aceasta face este o comoară și ea. Îmi spuneți câteva cuvinte legate de istoria Sigur, ei. Sigur, vă invit să veniți să vedeți și altarul. Sigur. Biserica a fost adusă pe o altă biserică, construită pe o altă biserică de către primarul din acea vreme, Bașuta, în anul 1757. Ea a fost adusă din comuna Telciu și a așezat aici pentru nevoile tot mai mari, populația a crescut în comuna Râncu Salvei, oamenii n-au mai încăput în biserică și din această cauză primarul din acea perioadă a decis aducerea acestei biserici. Pictura în biserică s-a terminat în anul 1784. Este realizată de către trei pictori, din care doar doi se cunosc, Zaharia Apitis și Vasile din Sineft.
Foarte frumoasă pictura, știu că a fost restaurată. Aici ne aflăm în altarul bisericii. Am lucrat anul trecut cu restauratori de la București, familia Săvescu, oameni care ne-au ajutat foarte mult și care înțeleg importanța acestui dar pe care îl avem noi aici la Runcu Salvei. Mai aveți înoriaș? 60 de înoriaș. E mult, e puțin? E voia lui Dumnezeu. Dacă vin la biserică, asta e cel mai important. Se mai slujește aici? Se slujește în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare, în fiecare primă vinere. Deci activități liturgice avem. Fiind biserica parohiei. Și pentru că vorbiți cu oameni și vă întâlniți cu ei, așa cum spuneați, și în fiecare duminică, dar bănuiesc că și în zilele săptămânii. Care ar fi nemulțumirilor sau mulțumirile lor? De ce? Încerc să găsesc care este starea de spirit în comună. Acum, legat de partea spirituală, pentru că asta pot să vorbesc eu, nemulțumiri ar fi în sensul că oamenii uită de Dumnezeu. Secularizarea poporului. Emisiunea se intitulează Viața la țară. Exact. De aici începe viața la țară, din biserică. Și vă spun o întâmplare, un lucru care mi l-au spus restauratorii pentru a înțelege cât de important este faptul că oamenii au venit în biserică. Aceste icoane, aceste picturi s-au păstrat tocmai pentru că oamenii au venit în biserică și prin respirația lor, prin rugăciunea lor, cleiul cu care era prins fâșia de pânză a aderat mai puternic. Deci respirația lor a făcut ca noi astăzi să ne bucurăm de această capodoperă a poporului român, pentru că este o capodoperă, îi spun Catedrala Îngerilor, pentru că avem mulți îngeri aici în biserică. De ce este important că această bisericuță, îi spun eu, a rămas aici și funcționează în continuare? Este legătura oamenilor cu pământul acesta. V-am spus această întâmplare, legătura lor cu moșii și strămoșilor. Țăranul român nu trebuie să uite niciodată legătura lui. Legătura lui vine prin această biserică cu glia strămoșească. Și de aceea am dorit noi să restaurăm această biserică, tocmai pentru ca modernismul să nu aducă o pată și o umbră peste ceea ce a fost bun în satul românesc. Legătura cu Dumnezeu, rugăciunea, spiritualitatea, faptul că oamenii trăiau evenimentele împreună. Acum vedem, modernismul ne-a dezbinat, dar bisericuța aceasta arată și este un punct de unire al oamenilor. Și mă bucur că vin la biserică, mă bucur că au înțeles cât de importantă este biserica, pentru că vin mulți turiști la noi și sunt multe persoane care spun, de ce restaurați? Aici este tradiția noastră. Istoria poporului român s-a transmis prin aceste lucruri, prin această bisericuță, cum îi spuneți dumneavoastră. Și atunci era păcat ca noi să uităm istoria. Și ce este foarte important și a spus-o deja, să vii cu bucurie la biserică. Întotdeauna. Trebuie să vii cu bucurie pentru că aici ne întâlnim cu Dumnezeu. Și nu numai cu Dumnezeu, ne întâlnim noi oamenii. Experimentăm relația cu Dumnezeu, dar experimentăm și iubirea între noi oamenii. Și asta cred că e foarte important să nu uităm niciodată. Suntem prea dezbinați. Și aici Dumnezeu ne unește. Ne unește în rugăciune, în pace, în liniște, în iubire, în toleranță, în dragoste, în tot ceea ce e bun. Lucruri pe care, din păcate, le cam uităm și ne este rușine de ele. Cum stați cu tineretul în zonă? A rămas sau a plecat în străinătate la muncă? A și plecat, dar marea majoritate a rămas aici. Este un lucru îmbucurător. Asta e bine. Că și tinerii rămân aici și sper să rămână cât de mulți și să poată să ridice satul nostru de munte, să-l ridice, că avem nevoie de tineret, că dacă... Și e un lucru bun, începe să crească natalitatea. Asta e mare lucru. Nu ca să depășim
media. Media, dar totuși e bine, e bine. Dar trebuie și condiții, ce spuneam mai devreme. Da. Medic aveți în comună? Da, avem medic în comună, nu vine în fiecare zi, pentru cât are două cabinete, vine o zi și o zi nu. Ah, da. E bine. Da, totuși este bine, avem medic, avem școli, avem o parte de copii merg la licee, după aia termină liceele, merg la facultate. Mai rămân pe la Cluj, la nu poți să-i aduci sigur toți, că da, sigur, din păcate, sigur. Dacă nu le creezi niște oportunități, niște condiții ca să se poată ridica și relansa, să ridice satul românesc. Să ridice pentru că el este frumos, da. Este idilic pe ei, sau toți străinii se miră, dar ce spuneam și mai devreme. Nu știm să ne punem în valoare produsele noastre, practic asta. Noi avem aici, de exemplu, o plăcită cu brânză extraordinară, avem produse naturale, caș de oaie, urdă, foarte multe produse, dar trebuie cumva valorificate și puse în valoare să merite prețul ca să putem atrage cât de mulți oameni să lucre în agricultură, ca să facă aceste produse unde este hrana noastră de zi cu zi. Așa este. O să cunoaștem imediat o familie care o să ne facă vestita plăcintă de Runcu Salvei. De ce vestită? Pentru că ea a fost înregistrată la OSIM, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în felul acesta primăria reușind să protejeze o marcă gastronomică a acestei zone. Acum o să vă rog să-mi spuneți de ce e așa vestită plăcinta asta din Runcu Salvei. Pentru că se spune că e foarte gustoasă și este, o să vedeți. O pregătiți de mult timp? Foarte de mult. De când eram tânără, meream pe la nunți și era o socașiță care face de astea. Și se face și la nunți, la noi și la... Și acum în timpul... Și după aceea am mulțit-o, am făcut și astea tinere. Da, astea se face, dar astea tinere mai puține. Mai puține. Mai puține. Da, da, foarte puține. Poate nimeni nu se bagă în așa ceva, că... Nu, să vă rog să mă explicați cum se face aluatul. Deci, prima dată se face o plămădeală, să spune, se pune apa, drojdia, e un aluat subțire. Da, da, da. Ăla se pune și în brânză, de acolo. Pe urmă se frământă, se lasă la dospit și se face plăcinta și se dă la cuptor. Da, atunci vă doresc succes din toată inima. Da, să mă apuc, nu? Da, da. Și de nu fac ceva bine. Eh, nu. Ai făcut bugașe bine. Am făcut, da, pe ei. Știi, nevăzută. Dar pe ce să mai îmi trebuiască aici un pic de apă? Lasă că mai pune. Dar nu știu să ne pui la capăt. Lasă, nu se pune lapte în aluat așa? No, nu, se numai doar apă, apă și drojdie. Ulei la capăt. Da. Și un pic de sare, bănuiesc. Am pus, sare. Aia normal se pune și de desubt, dar eu am pus-o ca să nu. Deci ați pus un pic de plămădeală și în brânză? Da. Da, un pic de aluat și de brânză subține. Iute de la stână se pune. Cred că asta e un pic deosebit față de cele pe care le-am... Și oriunde o gustat din ea, am zis că e bun, așa e să... Să facem. Și mai de mult era un obicei să faci din astea, așa și la sărbători din astea populare? Da, da, mai de mult la mai de mult la cam la nunți, că nu s-au știut așa. Da, uite, mi-a dat un pic de apă. Da, sau la nunți. Eu de acolo m-am uitat, n-am prea mult. Nu prea mult, da? Asta a înființat-o o femeie, o cuscă de-a mea bătrână. I-a rămas un pic de brânză când a făcut pasca și aia. Da. Și eu, hai să pui aluatul, să vină și iesă. Și-a ieșit și-a dat la, ce știu, la o vecină. Se și de acolo, să, așa. Și de acolo s-a... S-a mulțit, așa. S-a mulțit. Da. Și meream pe la nunți, cu socășița, pașem, am făcut și eu acasă. Mai pui un pic de apă? Am făcut pașe... Un pic de apă. Și, nu, că am nepoți. Deci, ar să mai pun pina așa. Ca orice lucru bun, a început de la din nimic, dintr-o greșeală. Dintr-o greșeală așa a fost. Și practic aluatul ăsta dospește de două ori, să spun așa. Da. O dată plămădeala, o dată aluatul după ce îl frământă doamna. De mult se spunea că se frământă până transpir, dar nu e așa. Până aburește grinda. Dar nu că aveți grinda. Da, dar nu, zicea că până transpire atunci e gata aluatul, da? Destul de moale aluatul. Trebuie și mai moale. Mai trebuie lucrat. Mai moale? Da. Da. Dacă e mai moale, e mai bună. E mai bună. Haideți că vă ține o violingul să... Puțineți și pe urmă mai puneți niște ulei. Un pic de ulei. Așa de desubt, așa. De desubt? Așa se pune. Nu, mai? Mai, 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 mai cu curaj.
Că nu puneți dintre dumneavoastră. Nu, că nu, da, corect. Dar n-am mai întâlnit tipul ăsta de a luat așa de, așa de moale. Nu? Dar cum ați... De obicei era mai la, tare... La dumneavoastră cum se face la pâine? Poate mai, nu... Mai mama, dacă... Nu, eu știți cum hai știți. Că vă spun eu. Dacă faci aluatul moale, iasă pâinea mai moale, mai pufoasă. Mai puneți-mi un pic de ulei. Sigur. Așa, fără milă. Așa, așa, așa. Ei, de mult să zicea că și nu știe frământa și nu știe face turta de toșmagi, de tăieței. Că nu știți poate ce să ia. Să nu se mărite. Acum nu mai ia. Acum nu mai are. Zica, lasă niciun rost. Nu, acum e gata. Stăm să dospească și pe urmă facem plăcintele și mergem la cuptor cu ele. Perfect. Cam cât trebuie să dospească? 10, 15, 20. Atât mult. Doar. Da. Nu mai mult. Da. Pe ulei le întindeți. Ca da. Să nu se lege, da? Da, da, da. Uite așa, să face foaia asta cât de subțirică, ziceam, nici chiar. Totuși, cât e subțirea ta și de... De bună. De bună. No, ai brânza, soacră? Da. Nu, no, poți să iau. E, soacră, că se trece focul. Da. Trece. Și pe urmă dăm placenta de copt. Așa. Să-mi bag și eu mânele, nu mânele. Mi-e tale unși. Așa, uite așa. Da, în brânză ați pus și eu o recunosc. Da, 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 ouă de casă așa. E bine, da? Dacă nu știu de magazin, dar normal de casă ar trebui. Că-s mai galbine, mai... Arată frumos, să vede. Da. Uitați, și trebuie să lucri destul de... De rapid. De rapid. Că nu te așteaptă. Focul să trece, dacă faci și nu-i trec cu focul, gata, dospește și nu-i bine. Mai vreau puțină brânză, soacră, mai dacă mai iei cu blidoala. Și mai dai... Lasă așa aici, că o întinde peste tot. Asta e altfel. Acum înțeleg de ce e vestită și specială plăcinta asta. Bine, și să știți bine, că socru. Nu o nimeresc. No, asta e. Asta e. Așa. Uite, să pune la tăpsie. Și să faci așa aici, așa. Așa e că s-o fac? Da, da. Brânză, da, dar nu aia care era în împlutură, e brânză de vacă, doar cu puțin din aia iute de oaie și asta e numai din aia de oaie, știți? La uns așa se pune. Arată mai frumos. Îi dă o culoare rumenă. Eu pune în fund. No, un pic le încidem. Veneam de la cuptor după ce am pus plăcintele și haideți să vedeți, da, o să vorbesc foarte încet să nu le sperii. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Ia uitați-le căprioarele. E clar că s-au obișnuit cu oamenii care nu le fac nimica. Pa din contra, le admiră și se bucură de ele, așa cum ne bucurăm și noi să le vedem la, nu știu, 20-30 de metri de noi. Opa, una a simțit ceva. Ba, nu. Cred că nu pas, cred că caută ghindă.
Asta cred că le-a atras aici, sub stejarul acela. Așa, din când în când dau semne că ne-au simțit, dar nu le-am deranjat. Uite, iară, sunt atente. Dar pentru aia stau și stau la cadru foarte bine. Ia uite ce frumoasă, zvaia, uite-te. Ce agale merge, de parcă ar fi o vacă din bătătură. Ia uite cum se uită la noi. Acum chiar că ne-a observat. Dar nu pare foarte deranjată. Asta înseamnă să trăiești în comuniune, atât cu cei din jur, cât și cu natura și cu animalele sălbatice. Și să vă gândiți că suntem în sat, așa cum vă spuneam, în Runcul Salvei, nu undeva izolați sus pe deal. Super! A fost o întâlnire foarte plăcută. Când am fost la cuptorul de pâine, am observat că aveți și niște stupi în grădină. M-am uitat așa apoi mai atent și am văzut că nu sunt puțini. E un hobby sau o ocupație? Nu, asta e meseria noastră de apicultor. Deci este chiar ocupație. Da, ocupație. Dintre asta trăim. Și aveți mai mulți, bănuiesc. Da, avem mai mulți. Aici este stupina pentru în care creștem măți și clădim numai faguri. Da, spuneți-mi, ați spus că este ocupația dumneavoastră principală. Se poate trăi din asta, din albinării? Da, se poate din albinării. Din 100 de familii în sus, poți să trăiești din la ele. Și ce faceți, bănuiesc? Că nu stați acasă, umblați cu albinările pastoral? Da, din april până în octombrie nu le aducem acasă, albinile care le ducem în pastoral. Astea rămân toată vara aici pe vatră. Și dintre astea crește măți, clădim faguri să avem pe primăvară, să nu le dăm turtie la oara asta, o venit Dar frigul ăsta. Asta vreau să vă întreb, cu iarna asta venită târziu la final de martie, cum rezistă? Nu, rezistă foarte bine. În toamnă le-am lăsat miere suficientă și am avut din stupina asta, că e pe stupi orizontal, nu e pe vertical, că care îi ducem în pastoral e stup vertical, și clădim faguri și lăsăm să avem pe rezervă pe primăvară fagurii să le dăm care n-are hrană suficientă. Și nu e o problemă. Dacă albina are miere, totuși natura se echilibrează, nu e. Înseamnă că le-ați lăsat suficient. Da, le-am lăsat suficientă hrană. Suficientă și au fost, când am dus la, i-am mutat la arin, am prins 3 zile de arin, albinile care le ducem în pastoral, au fost care nu au avut hrană suficientă, dar le-am dat câte o ramă, avea 3 kg de miere pe ei, și o săptămână, două, e suficient. Da, nu. N-avem stres, nu umblăm cu turte iarna, la noi albinile din octombrie până în martie nu umblă nimeni la ele. Dar știu că multă lume folosește turtele. Da, noi nu am folosit niciodată. Să vă arătăm secretul la miere, că toată lumea zice că toată mierea e naturală, că albina când aduce din floare, nu aduce direct miere, aduce nectar. Și nectarul ăla depinde de umiditatea care în sol, cum este, cum este temperatura de afară. Câteodată se poate să aibă, să fie miere 30%, 75% să fie umiditate, și ele o duc în stup și scot apa, și totuși mierea care să aibă, asta miere, am dus-o la analiză, să vedem totuși câtă apă este în ea. Și asta când la analiză a avut 16% umiditate. Uitați cum trebuie să fie mierea care să ducă bula, să o ducă rotund, să ducă globul. Asta e secretul mierii. Vedeți? Se vede? Acum m-ați făcut curios. Da. Musai să-mi deschideți un stup să văd dacă e așa cum spuneți sau nu. Am o să vă zic, totuși, dacă nu le deranjăm. Nu se întâmplă nimic. Eu iarna de obicei nu desfac. Majoritatea se uită, dar stupul nu e oglindă, să te uiți toată ziua el, că oare cum e. Stupul se uită numai la nevoie. Dar dacă totuși și insistați, eu vă desfac. Eu insist, așa vă desfac, să vedeți totuși cum apare. Bă, nu, noi nu putem ști, că poate că să nimerim chiar rău, dar să vedem. Nu uitați, ăsta e... Aici, până nu-i duce la pastoral, aici am mai avut o familie, când a fost cald, și asta că iernează mai bine, am dus-o
i-am dus, am luat-o de dusă pentru pastoral și aici au rămas, dintre ăsta v-am zis, rămâne pentru, pentru vară, ăsta nu se mai duce, până în vară împle tătălada, până în toamnă, tătălada. Și de aici poate am noroc de cresc și o matcă, îmi fac și un nucleu de el. Nu, uitați, e învălit ca pe copii, ca copilul, uitați. Și tată, zic că e frig. Aici e podișorul? Nu, nu, ăsta e podișorul. No, numai că tața aici să vedeți ce-i. Uai. Vedeți ce, ce căldură ține ele? Cât, cât e stupucul ăsta de, ce diferență, și diferența de temperatură? Să vedem, să vedem ce fac ele. Știi că deja cineva e curios pe acolo ce se întâmplă. Uite-le, no, să nu le agitam. Uita, nu, 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 se întâmplă nimic. Uitați aici. Nu, ele îs aici. Haideți să astupăm la loc, să nu le deranjăm, că se vede nu că nu le place. Nu se întâmplă absolut nimic, vedeți? Nu. Au o mâncare suficientă. Nu, asta e albina, vedeți? E albina carpatină. Vedeți, trăsă și cenușie la culoare, să și e neagră. Și sunt albini foarte blânde. Nu mușcă, n-am purtat mască, suntem cu soția, nu purtăm măști niciodată. Uitați, fug de mână! Trei trebuie să mai ai, nu? Lopățica de la bunica, rămasă. Vai, ce bine arată și ce bine miros plăcintele dumneavoastră. Acum înțeleg de ce e vestită plăcinta de Runcu Salve. Și jos, așa? Pur și simplu, dar acum o să-mi dați voie să rup una. Ăsta mic, lângă ăsta mare. Așa, îmi dați voie să rup una. Și dau. Da, asta e partea cea mai plăcută de până acum. Ui! Noi o să vedem. N-are rost să vă povestesc cât de bună este plăcinta de Runcu Salve. Vă mulțumim că ne-ați primit și că ne-ați făcut această rețetă. Înseamnă că vă place. Foarte mult și cu siguranță de aici încolo mi-a intrat în minte rețeta asta. Dar după ce ne omenim, mai mergem, stimați respectatori, n-am terminat tot ceea ce ne-am propus să vedem aici în Runcu Salve. O nouă zi la Runcu Salve și după cum vedeți, aici se apropie Crăciunul. E sfârșit de martie și a venit iarna. Mergem la o gospodărie unde am fost invitați ieri, m-am întâlnit cu domnul Moldovan în centru, jos, departe, hăt, urc de vreo jumătate de oră și ne-a invitat așadar să îi vedem gospodăria, are oi și de-abia aștept să-l și cunosc, dar cred că mai am încă bine de tot de urcat. Domnul Moldovan ne-a cam păcălit un pic, numai ci un pic în sus și am urcat jumătate de oră. Păcăleala nu a fost mare, dar am vrut să ne vizitați aici în zona noastră, să vedeți cum e, cum se trăiește la țară în zonile de noastre. De frumos, e foarte frumos și cred că vara e și mai și, dar ai de urcat până aici. Este, este un pic, dar ce să facem? Aici am bătrânit în zonile astea. Și apoi pe vremea asta le dați drum afară? Păi n-avem ce să facem, că e situația de așa natură, că e strâmb. Uite, ce să ia uite-le! Ridică-te, mă, de aici! Ia uite-le, frumoasele! Marș cuști! Libertate! Haidea! Țuchea! Se tem de domnul. Da, da. Mi-e aici o rămas? Mi-e rămas că s-a ales aparte. Am să margă iarăși să mănânce la malaj. Da, 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 da. Da, pișcă. Da, aveți ceva oi? Cât aveți în total? 160 și ceva. Pe cu iarna asta lungă. Mai sunt împărțite, astea sunt cu miei mai mari, unele sunt cu miei mai mici în altă parte, alea sunt
sterpeșe care mai trebuie să mai fete. Vă costa ceva iarna asta lungă, cam, cred că. Cam. De acum încolo e problema, că de altă dată. Dar a venit iară iarna asta, uite că suntem la sfârșit de martie și... De acum e problema, dacă mai durează 2-3 săptămâni, e problema cu fânul, cu toate, să termină, așa? Să termină. Dar spuneți-mi, pentru dumneavoastră, având 160 de oi, bănuiesc că e și o pasiune, creșterea, așa? Asta e mai mult pasiunea și... Nu, mari beneficii avem, câștiguri după ele. Că trebuie să umblați și la munte, da. Vara. Cheltuieli mari, ciobani, nu găsești, crize de oameni. Asta voiam să vă întreb. Cum stați cu oamenii pe care îi angajați pe sezoane? Pe sezoane, da. Măi, foarte greu. Nu se găsesc. Cine-i tânări plecat în străinătate, mai în vârstă nu mai pot. Asta e problema. Nu v-ați gândit vreodată să renunțați și să vă țineți 10 oi și cu asta basta? De multe ori ne gândim, dar ambiția asta și ne ține cu ele. Și dragostea pentru animale, nu altceva. Că prea mult profit nu avem după ele. Subvențiile, dacă ar fi subvențiile ca în spuneți-mi Europa. Spuneți-mi de subvenții, pentru că ați văzut că și ministrul agriculturii vorbește foarte mult acum despre promovarea oii românești. Să vede ceva, să zicem, în portofelul dumitale? Păi, n-are cum să vadă că cheltuielile sunt tot mai mari și subvențiile 23 de lei de 3-4 ani de zile, tot aceeași subvenție. 23 de lei? Da. Să mai face, am făcut pentru sprijin cuplat. Să zice, am cumpărat niște berbeci de ăștia de rasă. De rasă. Da, și să dăm sprijin cu plată, la tot e mai rentabil, 20 și ceva de euro de bucată. Dar sunt niște condiții și acolo, să nu fie sub 2 ani și să nu depășească 8 ani vârsta. Da, da, da. Să fie între... Acum sunt 2 ani, am avut înscris 161 de bucăți la... Și 152 care s-au încadrat la sprijinul cuplat și 3 nu mi s-au încadrat la sprijin și am căzut sub 150 și mi s-a tăiat subvenția definitiv la sprijin cuplat. De tot? Acum, azi 2 ani, era 28 de euro pe bucată. Vă dați seama așa. Atunci am vrut să renunț la ele, da? Și spuneți-mi, ce faceți cu brânza, cu tot ceea ce... Vă rezultă de la oi? Vindem în piață. Oamenii, avem clienți noștri aici în localitate care nu au animale și cumpără. Asta e. Și reușiți să treceți cu banii pe care îi câștigați de la un an la altul? Reușim dacă mai producem și altceva ca și să altceva. Le putem întreține. Eu lucru ferărie și asta ne mai ajută un pic la... Fierărie, o meserie, da. Și asta pe cale de dispariție. Pe cale de dispariție. Aici la noi, totuși, că mai sunt vreo 50-60 de cai, mai lucră oamenii cu ei, ară, cu tractoarele, vedeți, pe zonele astea sunt foarte, foarte greu de a circulat. Și da, adevărul că aici nici cu tractorul nu poți ajunge. Puțină lume ar crede lucrul ăsta. Și legat de oamenii din sat, mai sunt ca și dumneavoastră care au așa... Sunt câțiva, suntem o asociație. Și suntem vreo 25 în asociație. Bun, foarte bine că v-ați asociat, da, bănuiesc. Suntem asociați, sunt care au și 300 și ceva, sunt care au 60 și ceva. Raport de posibilități, fiecare. Ce m-ați sfătui în cazul în care eu aș vrea să mă apuc de anul acesta, să am și eu o turmă așa ca și dumneavoastră? Merită sau nu merită? Să renunțați la așa ceva. Am început bine. Care ar fi cele mai mari probleme pe care le-aș întâmpina în momentul în care aș vrea să-mi cumpăr animale și eu? În primul rând, criza de oameni. Asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă la ora actuală. Păi de acolo încolo, tot criza e peste tot. Nu că am văzut că se vând turme întregi, sunt pe aici internet, am anunțuri. Anunțuri. 10, 50, 100, 300 de oi vând și... În 2014 aveam în asociație 5.000 și vreo 200 de oi. Acum suntem la 3.000 și 700 și ceva. Yeah.
Am coborât de la munte și nu puteam să nu ne oprim aici în Runcul Salvei la ultima, dar chiar ultima opincăreasă din această zonă. Uite ce bine arată. Se vede că am ajuns la un artist popular. Să curesc o perete, cine s-o fac? Le ies cum fac. Dar le faceți după măsura omului? Da, după sau? Măsură, da. După măsură. Păi am forme aici, nita. După măsură, sigur. Asta ce piele e de vițel? De vițel, nu știu de ce-i. Tanti Floare, tot la muncă te găsesc. Tot la muncă, tot la muncă, tot la muncă. Și tot cu opincile? Tot cu opincile. Ce să fac? 3, 4, 5, 6. Ah, acum trebuie să numărați. Da, număr. Dacă nu număr, nu iasă bine. 7. Dar care e secretul la numărătoarea asta pe care ați făcut-o dacă foarte atentă? Nu, numeri nu iasă bine. Păi e lucrul la astea. Dar văd că nu e ceva simplu. Acum trebuie să vă întreb neapărat, de unde ați deprins obiceiul ăsta de a face, meșteșugul ăsta de a face? De la omul meu. Da? M-am măritat după el când am fost de 19 ani. Să tai, să pui în vârf. Când am fost de 19 ani, m-am măritat după el. Și am învățat meseria. Și am lucrat împreună cu el 51 de ani. Am lucrat împreună. O viață de om. O viață de om. Și peste că am avut și gospodărie, meream la deal și numai când plouă lucram la 8-5, că am avut gospodărie la deal, am avut două vaji, țăi, am avut scroape cu purșiei, până ne-am făcut casuța, că trebuie să ne facem ce ne trebuie. Ne-am făcut casă, ne-am făcut graj, ne-am făcut tătișelea, meream la deal, am avut pusă, puneam grâu, puneam malai, tătișelea puneam la deal. Și ne-am învățat a face, m-am învățat a face 8-5. Apoi el lucra la 8-5, alea groasă mai e mult. Aia este ușor de făcut. Așa este greu. Nu mi se pare chiar simplu să le faci după cum vă urmăresc. Mamă, eu știu meseria. Aha, e clar. Meseria e plug de aur. Dar eu nu grăiesc cu nimeni ziua. Mă uit așa între pe geam, dacă închid poarta și nu mă uit la nimeni, că trebuie să lucru. Că-mi place meseria, cu ce să mă duc în târg joia și mă duc, am chemare, în toate părțile mă duc. Zmeașter popular, pe tălucul ne mă duc. Să știți că prima oară când am auzit de Runcul Salvei, primul lucru știam de dumneavoastră. Da. Singura opincăreasă din... Din Runcul Salvei. Și din Runcul Salvei, dar să știți că eu cred că și din Transilvania, care da, mai faceți da, opinci. Da, numai eu fac. Trebuie făcută bine, să-i placă la client, dacă-mi place mie marfa cu miesă. Îi place și la om. Am omul meu, v-am spus că făcea de roate de alea mari, așa, aduceam din Dan Obian, aduceam marfă. Uite, am făcut-o la Gurgâi, unde mi-a păcurat omul. Tai curaua. Aici nu mă bag, că nu mă pricep absolut deloc. Tai curaua, o să o fac roată. Deci nu trebuie să grăiești cu nimeni marfa, trebuie lucrat, că dacă stai în povest, nu gazi marfa. Aia e clar, așa cum s-a făcea de 8-5, de roate de ale, de trăturile, trăgea pe capră.
S-a lucrat pe cooperativă, mă, s-a lucrat în Leordin, a lucrat în Imnij, a lucrat în Zagra, în secție. Că după el am un pic de pensie. Că dacă nu ești angajat, n-ai pensie nicăieri. Și apoi el-i mor, săracul de zași ai. Dumnezeu să-l ierte. Ce să faci? Vă meserea. Dar acum cine vă mai cumpără opincile? Mai vai, cumpără românii opinci? Doamne, Maica Sfântă, am totdeauna lumea are pe opcinci și pe haine populare, toată lumea opcinci și opcinci, numai eu fac. Nu, cine vrea să-mi vrea să învață, cumpără. Eu ori mă duc, mă duc încălțată cu opinci. Am văzut, am văzut și v-am întâlnit, de-aia am și venit încoace. M-am dus în data de 5 februarie la Ierusalim încălțată cu opinci. Și îmbrăcat în costum popular. Nu mă țăpa nimeni. De unde o lua părintele, popa din București, de unde o lua telciorul, eu l-am pus. Dar o fac greu. O fac greu, că eu sunt bătrână. Cam 81 de ani, mâine alaltă. Mulți înainte. Eu sunt bătrână. Dar nu m-a lăsat. Și toată lumea, când m-a văzut îmbrăcată, numai eu am fost cu costum popular. România, România, România. Mai și rămânea, că mă lua și în fotografie mă lua. Clar. Mă rămâneam de echipă. Dar pe aia ajungem, că era unul înalt și rădica o șapcă să-mi vadă că unde-s dusă. Nu m-a lăsat de fel. M-a sus pe magar, calare, am fost pusă pe izbucul și el am fost pusă, Doamne ferește, pe toată lumea. 65 de poze am avut făcute. N-am o gala gurgâia, mă. Dar dumneavoastră chiar vă place să faceți copinci? Pe cum să nu-mi placă să fac copinci? Pe asta mi-e meseria. Păi nu fac într-una copinci. Dar bine, alții se ocupă și zic că nu mai merge și că nu mai e de actualitate să faci opinci. Că le-a trecut vremea. Le-a trecut vremea. Nu trece vremea la nimic dacă vrei să o faci. Nimic nu trece vremea. Știu că ați avut o copilărie grea. Am avut. A rămas de tata, de 4 ani, o soră de 6, am de 83 de ani, trăie. Eu de 4 ani am rămas. Una de la Arad de 2 și mama ne-a crescut cum a putut de tată nașut. În 44 tată a murit la Cotul Domnului. Și a venit la mama o scrisoare că e mort tata. Și ea săraca nu s-a mai maritat. Ne-a crescut. A rămas singură. A rămas singură. Am avut o casă vece din bătrâni și am avut tâna mama lui mama și moșul. Și eu acolo la ea pe cuptior am crescut. Cuptioarele la sobă, cum eram mai de mult, câsle din bătrâni. Acolo am crescut eu. Și mama săraca se ducea la sășerat și la căpăliș ne aducea nouă mâncare să avem pe șeză. Coleașă ne aducea mămăligă. Mămăligă. Brânză, slănină, să avem pe șeză. Dar aduceam gătejă în spate. Din mătate pădurile aduceam gătejă în spate. Să avem adus acasă. Sigur să fie. Pe când venea bziata mama. Și după ce ne-am deșteptat, ne-o luat cu ea să șerat și la căpălii mai de mult. Puneau amii holde, puneam alaia, nu păi pune nimeni nimic. Nu mai lucră nimeni, nimic nu mai lucram. Cred că la dumneavoastră vin foarte mulți cântăreți de muzică populară. Vin. Care vor să aibă un costum adecvat scenei. Nu, vedeți? E gata. Mai fac una. Soța. Perechea. Perechea. Că până atunci mai povestim un pic. Asta e imciorul stâng. Am să fac imciorul drept. No, bun, dacă ați terminat de numărat, vreau să-mi spuneți cum a fost, pentru că știu lucrul ăsta, că ați fost la Bruxelles. Foarte frumos a fost. No. Dar ce ați făcut la Bruxelles? Cum a fost la târgul ăla la care ați fost? La târg? Da, la târg. La târg, aici ne-am fost. Aici am făcut opinși în direct. A fost o șezătoare de români. Și a fost unul din Vișoara cu linguri, a făcut linguri în direct acolo și am făcut opinși în direct. Și acolo, Nita, m-am dus tot îmbrăcat în costum popular, m-am dus. Da, da. 4 zile am stat acolo. Și a fost 100 de români invitați. Și am făcut un colac fain, am făcut plășintă cu brânză, deci știam că vine și aici făceam și vă așteptam azi cu plășintă cu brânză și cu colac. Și am ieșit cu colacul și l-am descântat îmbrăcată. Când am ieșit cu colacul dintr-o cameră, că acum ai venit de afară să intri la mine în tindă. Da. Am ieșit și am zis, bună ziua, drag români!
Eu de la Runcu Salvei am venit cu un colac mândru pregătit, cu ăla mândru și frumos ca și fața lui Hristos, cu ăla mândru și gătat ca și fața cui l-o dat de mânuța mea lucrat, că e din spic mândru curat. Și pe acolo ce mată pe doamna Mihaela. Mihaela, doamna mare, fă veniți în școală, în cioare, să vedem cât ești de mare. Că și eu mă sui pe vatră, să vezi cât de gătată, să trăiască România, iar am zis. Toată lumea bătută, toată lumea m-a luat pe Facebook-ul ăsta, m-a luat cum să iau omul. Și după ce am intrat iar în cameră, și după ce am ieșit și am cântat și am strigat, toată lumea pe mine. Dar numai români au fost, numai români. Nu, uite-le, vezi că-s gata. S-a aproape gata, gata. S-a văzut. Și pe le leg eu la altă. Acum trebuie să vă mai întreb ceva. Din lucrul dumneavoastră, vă puteți întreține să trăiți din opinci? Că asta faceți dumneavoastră. Nu mă ajută că-s bătrân, am. Am 80 de ani, 81 de ani și 7 mai. Am. Și înțui ziua și am mi-a ținut-o. Ce să fac? Asta da, e. Vreo tânără sau un tânăr din sat n-ar fi vrut să fie ucenicul dumneavoastră? Nu ca vine să nimeni. O adus de la școală, director, au niște copii de la școală și au zis că e grea meseria. Asta? Asta, pe grea? Nu. Vezi că a venit. Le leg eu la altă. Am unde le leg eu la altă și merg cu el la piață. Cât costă o pereche de opinci? Da, pe nu scumpe. 50 de lei, 60, 700, 70 de lei. 70, da, da. No, o vezi? Asta e perechea de opinci pe care ați făcut-o împreună cu noi și vă mulțumim. Da, pe treabă. 97 de găuri la opincă. 100 și ceva cu aici intră pe vârf. 100 și pe 12 găuri. 13, treabă. No, e opinca, gata. No. La aii mei am făcut o pinca faină, nu-i faină? Foarte faină. Cele două zile petrecute la Runcu Salvei mi-au întărit convingerea că străinul ajuns aici mai poate găsi acel tradițional, acele elemente de unicitate ale satului românesc. Fie că vorbesc de tanti Floare și opincile ei, fie că privesc bisericuța din lemn de la 1757, gospodăriile îngrijite sau casele cu arhitectură veche, toate acestea sunt lucruri care bucură ochiul și sufletul. Iar faptul că micuța localitate trăiește, o dovedește numărul mare de copii întâlniți pe ulițe, la grădiniță și la școală. În timp, ei vor fi cei care vor duce mai departe și vor scrie istoria acestei zone. La Runcu Salvei am redescoperit, după mult timp, liniștea idilică a satului românesc, normalitatea, precum și comuniunea dintre om și natură.